În testul 22 de pregătire pentru evaluare națională 2020 ne întâlnim cu un romb A, B, C, D. Cu AC, diagonala AC de 16 cm, ceea ce înseamnă că AO are 8 cm, OC are de asemenea 8 cm și BD de 12 cm. Deci OB va avea 6 cm și OD tot 6 cm. Acum, 6 este 2 ori 3. 8 este 2 ori 4. Ceea ce înseamnă că știm de la început că AD va avea 2 ori 5, adică 10 cm. AD va avea 10 cm, nu-i așa? În continuare, ni se spune că punctul M este mijlocul laturii CD, deci M împarte CD în două părți egale, și PM e perpendiculară pe planul ABC. PM e perpendiculară pe planul ABC, ceea ce înseamnă că PM este perpendiculară atât pe DC, cât și pe OM. O e punctul de intersecție a lui AC cu BD. Prima cerință este să calculăm area patrulaterului ABCD. Păi știm că area lui ABCD, deoarece este romb, este semiprodusul diagonalelor, adică AC ori BD pe 2. AC-ul era de 16 cm și BD-ul de 12, deci vine 16 ori 12 pe 2. Am rămas cu 16 ori 6, adică 60 cu 36, 96 de centimetri pătrați. Destul de simplu. În continuare, trebuie să demonstrăm că dreapta AD e paralelă cu planul POM. AD e paralelă cu POM. Păi avem așa, M este mijlocul lui DC. Pe de altă parte, cum ABCD e romb, O e mijlocul lui AD. O e mijlocul lui AD. Și atunci, MO este linie mijlocie. În triunghiul AOD. În triunghiul AOD. De unde rezultă? MO este paralelă cu AD. Deci avem că AD e paralelă cu OM, cu MO. Cum OM este inclusă în planul POM, ne rezultă că AD este paralelă cu planul POM. Destul de simplu. Hai să vedem sub punctul C mic. Aici ni se cere să determinăm distanța de la punctul P la dreapta AC. Pentru aceasta, după cum deja ne-am obișnuit, va trebui să construim perpendiculara din M pe OC fie aceasta MQ. Și deoarece PM e perpendiculară pe planul ABCD, MQ e perpendiculară pe OC, MQ și OC sunt incluse în planul ABCD, obținem că PQ este perpendiculară pe OC, adică pe AC. Și atunci distanța de la P la AC este chiar PQ. Hai să justificăm acest lucru. Construim MQ perpendiculară pe OC. Acum, deoarece DO e perpendiculară pe OC, cum DO e perpendiculară pe OC, ne rezultă că MQ este paralelă cu DO. Și atunci, deoarece M este mijlocul lui DC, ne rezultă că în triunghiul DOC, MQ e linie mijlocie. Rezultă MQ
e linie mijlocie în triunghiul DOM. Și atunci lungimea lui MQ este jumătate din lungimea lui DO, dar DO era jumătate din DB și DB avea 12 cm. DO, OB au câte 6 cm, deci. Deci este jumătate din 6. E de 3 cm. Aveam că AC era de 16 cm, deci AO are 8 cm. OC are 8 cm și cum Q e mijlocul lui OC, aici avem 4 cm și aici tot 4 cm, nu? Și atunci, deoarece MQ este perpendiculară pe OC, MQ perpendiculară chiar pe AC, nu? PM era perpendiculară pe planul ABC, o să scriu ABCD, cum MQ și AC sunt incluse în planul ABCD, obținem că PQ este perpendiculară pe AC din teorema celor trei perpendiculare. Așadar, distanța de la P la AC este PQ. PQ fiind perpendiculară pe AC. Și atunci să aflăm PQ. Păi avem triunghiul PMQ dreptunghic în M din triunghiul PMQ dreptunghic în M ne rezultă că PQ la pătrat este PM la pătrat plus MQ la pătrat. PM era de 4 cm, deci vine 4 la pătrat plus MQ, tocmai am aflat-o, e de 3 cm. Deci ne dă 5 la pătrat, ceea ce înseamnă că PQ e de 5 cm. Deci am aflat distanța de la P la AC e de 5 cm. Destul de simplu.